Gheronda, pot să vă întreb ceva? Cum trebuie omul să se spovedească? Cum să ne spovedim? Să dai detalii? Sau așa, am furat, am ucis, am mințit? Ceva de genul acesta? Sau general, am spus rău, am făcut rău? Tema e dacă ai făcut odată sau de mai multe ori. Dacă este vorba despre un lucru pe care l-am făcut, de mai multe ori vom spune: părinte, am făcut asta de nenumărate ori. Dar dacă există o situație deosebită în cadrul aceluiași păcat, care trebuie spusă exact așa cum s-a întâmplat, e necesară spovedania exactă. Hai să-ți spun, pentru vorbirea în deșert sau pentru judecată, sau pentru bârfă, mai pe înțelesul nostru, va spune: părinte, am făcut asta de foarte multe ori. Nu va spune de fiecare dată ce a vorbit cu exactitate. Nu este nevoie. Vom spune așa: urăsc pe cineva sau urăsc pe mai mulți oameni. Voi spune la plural. Însă dacă există un caz special care se diferențiază, prin care ura ar fi provocat un rău în plus, voi spovedi și acel lucru. Dacă e ceva în mod obișnuit, pentru că mi-a spus acel lucru, îl urăsc. Se întâmplă des asta. Însă atunci când ura îl conduce pe om spre răzbunare, zici: m-am gândit să-l omor, nu-i așa? Dar atunci când păcatul are aceeași esență, aceeași formă, voi spune că am făcut lucrul ăsta de multe ori. Nu vei face o numărătoare exactă a păcatului în cauză. Există și lucruri care se măsoară, desigur, la anumite lucruri. Vorbind despre vorbirea în deșert, poți să numeri de câte ori ai greșit? Nu se poate. Deci, nu poate nimeni să scape de grăirea în deșert și să nu păcătuiască, căci de nu spunem cuvânt deșert, nu păcătuim. Vorba deșertă este vorba care nu are niciun folos și nu este nevoie să o zicem. Nu e ceva necesar ce trebuie spus. E ceva zadarnic. Cum sunt glumele, bârfele, curiozitățile? Ce s-a întâmplat acolo? Ce a făcut acela? Ce a făcut celălalt? Lucruri ce, de fapt, nu trebuie să ne intereseze. Aceste păcate nu au un calup standard. Păcatele care trebuie să fie spuse standard sunt doar păcatele trupești. Trebuie spuse la modul general, tipiconal. Nu va fi spus modul păcătuirii, căci nu-l folosește. Poate să producă tulburare în interior și nu e permis. Asta e important. Dacă omul nu și-a făcut o spovedanie curată, trebuie să se spovedească din copilărie și, înaintând în vârstă, să spună cum a evoluat viața sa. Și așa, văzându-și viața, își grăiește păcatele și le spune. Astfel, nu e nevoie să se întoarcă în timp, altă dată să spună iarăși aceleași păcate. După ce se curățește bine, cu ajutorul duhovnicului și prin strădania personală, apoi nu e nevoie să se întoarcă și să spună: oare m-a spovedit curat? Dar dacă i-a scăpat ceva și nu a spus, iar apoi Dumnezeu i-a adus aminte, să scrie ca să nu uite și să o spovedească apoi. Să o scrie într-un carnețel sau pe o hârtiuță, să-și amintească și, la vremea potrivită, o va spovedi. Sfânta spovedanie este un lucru neapărat necesar. Fără spovedanie nu putem intra în rai. Este cheia care deschide poarta raiului. Din cauza asta trebuie să știm cum să ne spovedim. Fără această cheie nimeni nu va putea intra înăuntru. Ori de câte ori s-ar împărtăși cineva, ori de câte ori s-ar spovedi cu mintea înaintea lui Dumnezeu, lucru ce are har și putere pentru că cerem iertare. Însă dacă nu se spovedește curat înaintea duhovnicului, nu poate lua în mâna sa cheia ca să deschidă ușa împărăției cerurilor. Nu poate intra înăuntru cu niciun chip. Dacă omul nu va spovedi aici fie ce păcat important, dacă nu se va pocăi, nu se va mântui. Prin exemplele și întâmplările pe care le avem înscrise despre acest adevăr, trebuie neapărat să se facă o spovedanie curată. În special, în ceea ce privește păcatele de moarte. Omul trebuie să scape de ele,
să nu-l mai apese. Iar păcatele mici, care nu aduc moartea sufletească, le vom purta fiecare până la moarte, într-o măsură mai mică sau mai mare. Să vă dau un exemplu pe care l-am mai zis, desigur, și altădată, dar haide să-l repet ca să vedeți că fie și un singur lucru păcat îl poate duce în iad pe om. Era o femeie virtuoasă care făcuse un păcat, lucru ce se petrecea adesea în zilele noastre. Însă atunci era un lucru rar întâlnit. Femeile credincioase, cu frică de Dumnezeu, pentru evlavia și curăția lor, considerau acel lucru de netrecut, foarte, foarte grav. Era oarecum. Nu se poate spune exact ce păcat anume făcuse acea femeie, dar se subînțelege. Nu s-a spovedit pentru că i-a fost rușine să-i spună duhovnicului și s-a hotărât să ia cu ea păcatul în mormânt, căci nu era lucru de mărturisit. Atât de mare îi era rușinea ei. În cele din urmă a aflat scăpare la Maica Domnului. Avea icoana ei și plângea acolo, o ruga foarte mult să o ierte. Maica Domnului ar fi iertat-o, însă trebuia să facă și cele rânduite, să meargă la duhovnic. Să facă ceea ce Biserica Ortodoxă a stabilit prin taina pocăinței. Și, după ce a plâns mulți ani, într-un final, am putea spune că femeia ar fi iertată. A murit fără să îi spună păcatul duhovnicului. De îndată ce a murit, demonii, știind că păcatul ei e grav, de moarte, de iad, și că Hristos judecă drept după dreptatea sa, au crezut că nu mai există mântuire pentru acea femeie și, imediat ce a murit, i-au înșfăcat sufletul, conform cu păcatul pe care îl săvârșise. Și o duceau în iad, precum uliul își duce prada în cuib. Cum o duceau în adânc, aceea striga la Maica Domnului să o ajute. Avea foarte mare credință în Maica Domnului. Iar când a ajuns în iad și a început să o chinuie, să o înfricoșeze și să o amenințe, văzând toate cele cumplite care există acolo, aceea, prin credința ce o avea în Maica Domnului, nu înceta să o strige ca să o ajute să-i ierte Dumnezeu păcatul și să se mântuiască. Și așa cum o striga pe Maica Domnului, pentru o clipă s-a luminat tot locul acela și a sosit Maica Domnului să ajute cu multă dragoste acel suflet. De îndată ce au văzut-o pe împărăteasa cerurilor, s-au revoltat. Ce cauți pe aici? Sufletul la care ai venit e încărcat de păcate. A săvârșit un păcat înfricoșător, de moarte, ziceau dracii, și nu o puteți lua. Căci și Fiul și Dumnezeul tău a dat o poruncă, iar porunca spune asta și asta. E sortită pieirii. Bine, nu am nimic de zis. Iar ei, demonii, crezând că Maica Domnului vrea să o răpească din mâinile lor, i-au spus: vom merge la dreptul judecător, căci erau siguri că Hristos nu poate să încalce în dreptatea lui porunca lui și va judeca cu dreptate. Nu cumva să ne-o înșfaci, vrem să mergem la dreptul judecător, strigau demonii. Bine, vom merge la dreptul judecător, nu o voi lua, spuse Maica Domnului. Și au mers demonii cu Maica Domnului înaintea lui Hristos, iar Maica Domnului a îngenunchiat înaintea Domnului spunându-i: Fiule și Dumnezeul meu, știu că acest suflet a păcătuit asta și asta, însă s-a rugat mulți ani înaintea Sfintei Icoanei mele cu multă credință și dragoste și vreau să o ajuți să se mântuiască. Demonii au strigat: Doamne, să nu-ți încalci dreptatea ta, este porunca ta, nu poți să o încalci, tu ești drept. Firește că după moarte Dumnezeu e drept, acum e milostiv. Și spune Hristos cu dreptate: Maică, primesc dragostea ta, cererea ta pentru acest suflet, dar nu încetez să fiu drept și de vreme ce am dat o poruncă, o voi aplica. Maica Domnului i-a spus: Copilul meu, te rog, fă ceva să o mântuiești. A vărsat multe lacrimi din tot sufletul înaintea mea. Trebuie să-i răsplătesc. Nu se poate altfel. Tu vei găsi o cale.
Tu ești atot știutor și poți să o mântuiești. Maică, zise Domnul, singurul lucru pe care pot să-l fac e să aduc acest suflet din nou pe pământ și să o readuc în trup, la viață, să cheme pe părintele duhovnic și să-și spovedească păcatul, iar după 3 zile o voi lua. Să faci asta, i-a spus Maica Domnului. Demonii s-au tulburat imediat ce au auzit. Și dreptatea a ținut-o și a găsit modalitatea de a o mântui. Între timp, pe pământ, unde femeia deja murise, au trecut 2-3 zile și nu o îngropaseră încă, căci o așteptau pe sora ei care trebuia să vină dintr-un sat oarecare și a întârziat. Și nu o îngropaseră. La un moment dat, cum o plângeau acolo, cu lumânările aprinse, ea având gura și ochii închiși, deschide ochii și femeile se îngrozesc toate. Nu vă speriați, sunt bine, zise femeia care a înviat. Vă rog să-l chemați pe duhovnic, căci am nevoie de el. După 3 zile voi muri, nu vă neliniștiți, voi mai trăi încă 3 zile. Când au auzit-o vorbind atât de pașnic și liniștit, s-au liniștit și ele. A sosit și duhovnicul și a spovedit păcatul, i s-a citit rugăciunea de dezlegare și exact a 3-a zi i se sfârșise viața. Vreau să vă spun că a avut un singur păcat nemărturisit. Toate celelalte păcate le mărturisise. Un singur păcat de moarte se aseamănă cu o aluniță ce provoacă cancerul în trupul unui om sănătos. Poți fi cu totul tânăr, cu viață. Într-o clipă, drăgușorul îți spune asta și poți merge direct la dreptul judecător. Vi se pare mult? Mergi pe un drum, amețești și te lovești cu capul de ceva. Un copil se izbește cu motocicleta, cum s-a întâmplat de curând în Grecia cu un copil care a murit într-un accident de motocicletă. Moartea e neprevăzută. Întrucât moartea e neprevăzută, iar păcatele de moarte, precum cancerul, de ce să nu ne lepădăm de cancer? De ce să nu facem operație ca să-l scoatem afară? Cum se scoate? Prin spovedania păcatului nostru, prin rugăciunea de dezlegare și să fim pregătiți. Cine poate pune la îndoială faptul că în Sfânta Scriptură scrie că există loc de chin și de odihnă? Cum să nu existe Dumnezeul adevărat și adevărul? Căci Dumnezeu este adevărul. Și adevărul spune și ne-a spus că există viață veșnică și în cer și în iad. Prin urmare, trebuie să avem grijă să ne primenim sufletele, să ne spovedim cât mai des posibil, căci nu ne vom teme de moarte dacă ne vom pregăti. Psalmistul spune, gătit-o m-am și nu m-am tulburat.